Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Proful Online. Atâlnirea din nou la treabă. Clasa 5-a este pregătită. Ștefania, debutăm repede cu tema pentru a doua zi, nu pentru tine. Și pe urmă sperăm să reușim pentru toată lumea. Așa că astăzi nu avem timp de pierdut, nici altă dată nu l-am pierdut, dar astăzi cu atât mai mult. Suntem în formațiune completă. Ba mai mult, am și întregit-o și cu Darius. Da? Ștefania, Cristina și Darius. Să vedem cum reușim să putem face tema pentru toată lumea. Așadar, toată lumea facem deci tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a 5-a. Te rog, Ștefania. Determinați numerele naturale X și Y, astfel încât mulțimile A egal cu 2 la X, 2 la X minus Y, 2 la 2 ori Y și B egal cu 2 la X minus 2. Așa, imediat. Deci să găsim noi X-ul și Y, așa încât mulțimele A mare, mulțimea egal cu mulțimea elementelor. 2 la X. 2 la Y minus X. 2 la Y minus X. Aici la X porezi, da? X minus Y. 2 la X minus Y. Da, acolo. 2 la 2 Y. Da. Și B egal. Atâta, da? Din 3 elemente. Da. Iar B-ul e mulțimea formată din elementele. 2 la X minus 2. 2 la puterea X minus 2. 2 la puterea 4 minus X. 4 minus X. 2 la puterea X plus Y. X plus Y, da. Să fie egal. Deci, să găsim X-ul și Y-ul, încât cele două mulțimi să fie egale. Asta are câte elemente aici? 3 elemente. Da? Și asta are câte are? Tot 3 elemente. Ca două mulțimi să fie egale, trebuie să fie egal element cu element. Da. Da? Deci element cu element. Adică elementul de aici cu unul din acestea, elementul de aici cu unul din acestea și ăsta de aici cu celălalt de partea cealaltă. După părerea voastră, cam cum ar trebui să gândesc exercițiul ăsta? Cam care ar fi ideea? Dați-mi o idee să mă apuc de lucru. Scriem baza. Deci, dacă ne gândim să egalăm astea două, hai să zicem așa. Deci, A egal cu B, zicem așa, A egal cu B, dacă și numai dacă, se întâmplă să avem 2 la X egal cu 2 la X minus 2, da? 2 la X egal cu 2 la X minus 2, apoi 2 la X minus Y, 2 la X minus Y să fie egal cu, să spunem, deci dacă am ăsta cu ăsta, acum aici poate să întâmple așa, ori ăsta egal cu ăsta și ăsta egal cu ăsta, sau ăsta egal cu ăsta și ăsta egal cu ăsta, da? Da. Deci punem toate posibilitățile, că așa, numai așa poate să fie treaba de calitate. Așadar, eu am luat prima dată primul element de aici egal cu primul element de aici. Da? Însă orice îmi spune că e o prostie. Că 2 la X egal cu 2 la X minus 2 nu se va putea, că aici ce se întâmplă? Înseamnă, fiind astea două puteri egale, exponenții trebuie să fie egale. Deci trebuie să rezulte aici că X egal cu X minus 2. X egal cu X minus 2. X cu X fiind același lucru și în stânga și în dreapta se termină, ca și cum ar spune că 0 egal cu minus 2. Fals. Da? Deci e o tâmpenie cum am început să merg așa, prima dată. Așadar, ăsta de aici nu poate să fie egal cu ăsta niciodată. Ci ăsta de aici are șansă să fie fie cu ăsta de aici egal, fie cu celălalt. De aceea, pică varianta asta când am luat-o în felul ăsta și o să iau că 2 la X, 2 la X, Ștefania, egal cu cine? Cu 2 la X egal cu 2 la 4 minus X. 2 la puterea 4 minus X. și două puteri, dacă au aceeași bază, nu? De aici ce trebuie să se întâmple? Obligatoriu de aici. Să scriem bazele. Care bazele sunt egale și atunci neapărat exponenți. 4 minus 2x, fiindcă sunt 2. Egal cu x. Deci, de aici rezultă că x-ul de aici, exponentul de aici, este egal cu exponentul de aici. Da. Cristina, este bine? Da. Deci, dacă le văd ca ele, le oblig să fie egale, având aceeași bază, neapărat exponenții trebuie să fie egale. Deci x-ul, 4 minus x. X egal cu 4 minus x. Și de aici rezultă ce? De aici rezultă că 4 minus 2x. Dacă scădere egal cu x, adică 2x, adunăm un x în ambii membri. Hai să adunăm un x și în stânga și în dreapta. Și atunci ar urma ce? X și cu x-ul ăsta care adună face 2x. 2x, da? 2x egal cu 4 minus x plus x. Și ăștia, x cu minus x s-au terminat, da? Și rămâne că 2x egal cu 4, adică x egal cu cine de aici? X egal cu 4 pe 2, nu 4 împărțit la 2, și egal cu 2. Hei, și scrie mulțimile A și B devin. Mulțimile A respectiv B devin. Egal cu 2 la câta vine? Pentru x egal cu cine? Cât este x-ul? 2. Și oriunde văd x, pun 2. Deci mulțimile devin 2 la 2. Adică 2 la 2, adică 4, virgulă. 2 la 2 minus y. 2 la 2 minus y. Da. Bine? 2 la 2 minus y. Și 2 la puterea 2y. 2 la 2y. Adică aici ăsta rămâne neatins. Da, da, da. Din coace, cât va veni? 2 minus 2? 0. 2 la 0. 1. Da? Deci 2 minus 2 face 0. 2 la 0 face 1. Apoi, aici va veni 2 la 4 minus 2 și 2 la 2 face 4. Perfect. Și în sfârșit 2 la puterea 2y. Nu 2y. 2 plus y. X e 2. 2 la puterea 2 plus y. Da? Ei, cele două au deja un element 4 pe 4. Da? Și acum, ca să fie egalitate, ar trebui ca ăsta de aici să fie egal cu, să spunem, cu cine? Cu 1. Și ăsta de aici să fie egal cu ăsta de aici. Da. Nu? Deci așa ar trebui ca să fie aceleași elemente. Deci suntem obligați să cerem de aici că 2 la 2 minus y, 2 la 2 minus y să fie egal cu 1 și, dacă ăsta e egal cu ăsta, neapărat astea două egale. Și 2 la 2y egal cu 2 la 2 plus y. Deci, dacă am cerut 2 la 2 minus y egal cu 1, ăstea două rămân să fie și ele egale. Ei, Ștefania, ce rezultă de aici? Cât să fie 2 minus y ca să fie egalitate aici? 2 minus y cu cât să fie? Ca să fie egalitate. 2 minus 1. 2 minus y să fie 0. Că 2 la 0 face 1. Deci, în loc de 1, ca să ajung la 1, eu pot să spun aici 2 la 0. 2 la putere 0. Și dacă două puteri, iată, sunt egale, au aceeași bază, neapărat exponenții să fie egali. Deci 2 minus y să fie egal cu 0. Deci exponent la exponent, da? Deci de acolo rezultă că 2 minus y egal cu 0. Și cât este y-ul? Cât să fie, că la scăderea asta să obținem 0? Cât să fie y-ul? 2. 2 minus 2 face 0. Deci de aici rezultă că y egal cu 2. Cu y-ul ăsta să vedem dacă se întâmplă egalitate aici. Că trebuie să se întâmple egalitate simultan. Deci cu y egal cu 2 înlocuim să vedem dacă asta are loc. Vine 2 la 2 la, cât, Darius? 2 la 2 ori 2 2 ori 2, da? 2 la 2 ori 2 care face 4, să fie egal cu 2 la 2 la 2 plus 2. Plus 2. 2 la 2 plus 2, 2 plus 2 face iarăși 4. 4. Și egalitate. 2 la 4 e egal cu 2 la 4. Da. Înseamnă că am gândit foarte bine, y egal cu 2 este valoarea pe care am descoperit-o. Adică 2 și la x și la y. Adică 2 și la x și la y. Da. Că tu m-ai întrebat așa, cât este x-ul și y, încât să aibă loc egalitatea. Răspuns, x-ul e 2 și y 2. Și hai să vedem ce devine acum. Deci pentru x egal cu 2 și y egal cu 2, mulțimile devin. Cele două mulțimi devin. A egal cu 4, aici, 2 la 2 minus 2, pe y tot 2, 2 minus 2 face 0, 2 la 0 face 1 și 2 ori 2, 4, 2 la 4, 16, da? Iar b-ul devine, în condițiile astea, 1, 4, și respectiv 2 plus 2, 4, 16. Deci 2 la 4, 16. Sunt cele două mulțimi egale? Da. Sunt aceleași elemente. Da, și, dar nu are importanță. Da. Ordinea elementelor nu are importanță de o mulțime. Deci la întrebarea ta cât este x-ul și y-ul, răspunsul corect este x-ul egal cu 2 și y-ul egal cu 2. Hai să mai vedem o dată care a fost șmecheria. Că trebuie să învățăm câte ceva. Deci, prima mulțime câte elemente a avut? 3. A doua, tot 3 elemente. Ca să fie egalitate, trebuie să se întâmple ca elementele să fie aceleași. Uite cum s-a întâmplat aici în final. Deci să aibă aceleași elemente. Și atunci am zis, trebuie să văd. Primul poate să fie egal cu ăsta. Dacă mi-a zis ăsta egal cu ăsta, o prostie. Mi-a dat 0 egal cu minus 2. Da. Da? Deci când am luat ca asta să fie egal cu ăsta, 2 la x egal cu 2 la x minus 2, x cu x și vine 0 egal cu minus 2, fals. Deci să nu mai îndrăznesc să zic că ăsta e egal cu ăsta, că din capul locului e o greșeală. Atunci am zis 2 la x egal cu 2 la 4 minus x. Am luat o altă variantă. Deci l-am luat pe 2 la x egal cu ăsta de aici. Și când l-am luat în felul ăsta, mi-a ieșit că, dată egalitatea asta obligă ca exponenții să fie egali, adică x-ul de aici egal cu 4 minus x, ceea ce mă conduce la x egal cu 2. Da? Am găsit pe x egal cu 2. Și dacă l-am găsit pe x egal cu 2, m-am întors și am văzut cum arată mulțimile, înlocuim peste tot în cele două mulțimi pe x egal cu 2 și am văzut că arată destul de elegant. Interesant. Un element este comun. Așa cum am cerut, ăsta să fie egal cu ăsta. Dar a mai apărut unul. A mai apărut un element care e concret. Unul ăsta. Înseamnă că el trebuie să fie cu ăsta egal, cu ăsta egal. Dar dacă l-am luat pe ăsta, egal aici, da? Adică 2 la 2 minus y egal cu 1 ăsta. 2 la 2 minus y egal cu 1 și în mod de 1 am zis 2 la 0. Și de aici mi-a ieșit că y-ul e 2. Sigur că puteam să iau pe 2 la 2y egal cu 1 de aici. Și aș fi avut și varianta cărui y. Deci mai am o variantă, hai să o vedem și pe asta. Că am zis 2 la 2 minus y egal cu 1. Dar poate să fie și 2 la 2y egal cu 1. Deci m-am și 2 la 2y egal cu 1, care înseamnă 2 la 0. Da? 2 la 0. Și atunci, în condițiile astea, vine 2y egal cu 0. Deci de aici rezultă că 2y egal cu 0. Și cât 2 ori cât se facă 0? 2 ori 0. Deci de acolo rezultă că y egal cu 0. Ei, ar fi ăsta cazul 2. Cazul 2. Da? 2y egal cu 0. Dar dacă am zis că 2 la 2y egal cu 1, obligatoriu 2 la 2 minus y egal cu 2 la 2 plus y. Deci de aici trebuie să se întâmple 2 la 2 minus y egal cu 2 la 2 plus y. Pentru că, iată copii, în cazul întâi am obligat ca 2 la 2 minus y să fie 1, da? Și mi-a dat y egal cu 2. Și cu doi ăsta am verificat pe doua relație și a fost bine. Acum, am zis 2 la 2 minus 2 la 2y, ăsta să fie 1. Adică ăsta de să fie 1, nu ăsta să fie 1. Ca să am egalitatea între elemente. Și asta înseamnă 2 la 2y egal cu 1, mă conduce la y egal cu 0 și ăsta deci egal cu ăsta. Obligatoriu să fie așa, ca să fie egalitate între mulțimi. Și atunci vine 2 la 2 minus y, 2 la 2 plus y, și punând pe y egal cu 0, da? Y egal cu 0 locuind aici, vine 2 la a doua, minus 0 face 2 la a doua, egal cu 2 la 2 plus 0, deci 2 la a doua. Și înseamnă 4 egal cu 4. Așadar, avem în momentul de față o altă soluție, nu numai 2, 2, ci x egal cu 2 și y egal cu 0. Deci o altă soluție, soluția a doua, să o notăm. Soluția doua, cu x egal cu, cât am zis? X egal cu 2 și y egal cu 0, care mă conduce la o altă variantă de mulțimi, a egal cu, în loc de x punem peste tot 2 și în loc de y punem 0. Ne putem uita aici. Deci a egal cu mulțimea 4, 2 la 2 minus y, 2 minus y cât face? Y-ul cât este? 0, da? Și vine 2 la a doua minus 0, n-are rost, și respectiv 2 la puterea 2y, care înseamnă 2 la 0, 2 la 0, așa, 2 la 0, da. Egal cu 1, și va face 1, da, n-are rost să-l scriu așa, da. Deci 1, și B-ul va arăta de varianta 1, 4 și respectiv 2 la a doua. Da? 2 la a doua plus 0. Da. Deci 2 la a doua. Adică 4. Dar uite ce mare dramă este. Am voie într-o mulțime să se repete elementele? Nu. Asta pică. E falsă. Da? Rămâne numai soluția 2, 2. Pentru că cea de-a doua variantă mă duce la cine mă duce? Mă duce în situația că elementele se repetă într-o mulțime, da? Insist. Am avut aici de făcut un exercițiu foarte tare, să știi. Pentru că egalitatea acestor două mulțimi presupune să luăm toate cazurile în analiză. Noi am luat ăsta cu ăsta. Da? N-a mers. Atunci ăsta cu ăsta, deci. Și în analiza asta făcută, ăsta de aici egal cu ăsta de aici, m-a dus spre x egal cu 2. Când am apărut ideea că x egal cu 2, treaba asta îmi place foarte, foarte mult. Da? Îmi place foarte mult pentru că x egal cu 2 mă duce spre situația de aici. În care observ că am elementul ăsta egal cu ăsta, 4, 4. Dar mai apare și 1 de sine stătător. Și atunci, 1 ăsta poate să fie fie ăsta de aici, fie ăsta de aici. L-am luat 1 să fie de aici și mi-a dat y egal cu 2 și a fost deșteaptă ideea. L-am luat pe 1 să fie egal cu ăsta și m-a dus spre y egal cu 0, care e o situație imposibilă, pentru că se întâmplă ca 4 să apară de 2 ori. Da? Deci e un exercițiu foarte frumos, îmi place foarte tare. De unde le-ai luat? Era de 2 stele, tot din cartea. De 2 stele, foarte frumos, foarte bun. Foarte... Unul, cred că asemănător, tot de 2 stele. Ia să vedem. Deci, vedeți, sunt exerciții frumoase chiar și numai la 2 stele. Ce a exploatat aici autorul? Ce înseamnă două mulțimi egale? Elementele trebuie să fie aceleași. Nu are importanță ordinea. Da, iar nu are voie nici să se repete. Și nu are voie să se repete un element într-o mulțime. Este egal cu fals. Da, deci este o idee, o chestie falsă. Într-o mulțime, nu are importanță ordinea, elementul când le pui, dar nici nu-i voie ca un element să se repete. Ele trebuie să fie distincte, da? Corect. Să vedem alte greșiți, te rog. Exact. Hai să vedem. O mulțime A conține 21 elemente din mulțimea numerelor naturale. Deci o mulțime A. Cardinalul lui A. Da. Cardinal înseamnă numărul de elemente. Da. Da? Vă spus asta. Cardinalul lui A. Cardinalul lui A egal cu 21. Iar A ăsta, mulțimea mare, A, inclus în numerele naturale. Da? Inclus în numerele naturale, ca și mai sus. Conține 21 de elemente din mulțimea numerelor naturale. Da. Bun. Și 20 elemente din mulțimea numerelor naturale. Cum? Încă o dată. Și 20 elemente din mulțimea încustelurilor. Așa, mai zicem, de la început, citim de la început. Deci o mulțime A conține 21 elemente din mulțimea N, numerelor naturale. Așa. Și 20 elemente din mulțimea N stelut. Deci, tot A și 20 dintre elementele din însteluț, să zici, nu? Deci, A, asta, am zis bine că A inclus în N, ai zis mai întâi, da? Da. Conține 21 de elemente din N și 20 din înstelat, da? Da. Deci, cardinal lui A egal cu 20 cu virgulă A inclus în înstelat. Așa trebuie să spun. Cardinalul lui A egal cu 20 când o privim ca pe o mulțime din înstelat. Așa. Așa. Putem preciza unele element al mulțimii A, justificați răspunsul. Asta e șmecheria. Fiți atenți. Mulțimea numerelor naturale conține așa. 0, 1, 0, 1, 2, puncte, puncte. Deci mulțimea numerelor naturale zice 0, 1, 2, puncte, puncte. E înstelat, înseamnă să iau de la 1 încolo. 1, 2 și așa mai departe. Deci mulțimea A are 21 de elemente. Da? Dacă o privim ca submulțimea lui N, are numai 20. Adică nu mai luăm și pe 0. Adică 0 este obligatoriu în A. Da. Deci, atenție, asta a vrut să spun autorul. Deci, A are așa. A egal cu 0 și ce ori mai fi? A1, A2, până la A20. Alte numere, din numerele naturale. Dar e 0 și altceva. Câte sunt în total? Câte sunt în total aici? Cardinalul lui A, cât este acum? Cardinalul lui A este egal cu 21. Pentru că sunt 20 de numere și cu 0 începând. Cardinalul lui A, deci este egal acum cu 21 de elemente. Bun. Ei, ia să vedem dacă i-am dat drumul. I-am dat? Am dat, am. E bine. Deci 21. Dacă o privim doar cu elemente din însteluță, înseamnă că s-au 1, A2 și A20. Deci sunt în total 20 din însteluță, fără 0. Da? Deci atunci autorul a vrut să vadă, facem noi diferența între ceea ce înseamnă 0 este sau nu element A și este mulțim? Răspunsul, da. Deci autorul ne spune așa, dacă o privim ca submulțimea a lui N, conține 21 de elemente. Dacă o privim, deci mulțimea respectivă, cu elemente fără 0, înseamnă că sunt 20. Deci fără 0 sunt 20. Și este adevărat că 0 este în mulțime? Da? Răspunsul da. Pentru că diferența dintre 20 și 21 este cât? Diferența între 20 și 21 este de 1. Da? Și acel un singur element cu putință, un singur element este 0. Că diferența dintre ien și ien stelat, deci hai să zicem ien, numere naturale, minus mulțimea ien stelat, este egal cu doar elementul 0. Un singur element. Asta e diferența. Asta le face deosebite. Că ien conține și pe 0, ien stelat nu-l conține pe 0. Și atunci 0 este element lui al mulțimii A. Bun. Aceste două ieșiri, da? A fost foarte drăguță. Că n-ai avut aia, dar ai avut totuși două ieșiri foarte frumoase. Îmi place cum le-a ales la sală. Mergem mai departe. Să vedem pe Cristina. Sunt la aflarea unei frații dintr-un număr. Așa. Ne amintim, în clasa 4 am făcut acestea, da? Da, numai că nu se mai face acum cu... Din acela se transformă în înmulțire. Ah. De exemplu, când spune 1 pe 2 din 125. Da. Deci, o doime, 1 pe 2 din 50.000. Din 50.000. Da. O doime din 50.000 înseamnă jumătate din 50.000. Adică trebuie să împărțim. Închipuiți-vă când faceți o... 25.000 la 25.000. Deci o parte 25 și altă 25. Asta înseamnă 25.000. Deci 1 pe 2 din 50.000 este egal cu 1 pe 2 înmulțit cu 50.000, da? Cu 50.000, așa vrei să spui tu, să scriu. Dar asta. Da. 1 pe 2 înmulțit cu 50.000. Supra 1. Așa. Supra 1, da. Supra 1. Și răspunsul cât ai spus că face egal mai departe cu 25.000, da? Da. 25.000. Copii, deci practic a afla o fracție dintr-un număr înseamnă a mulți fracția aceea cu numărul respectiv. Și aici 1 ori 50.000 fac 50.000 și 2 ori 1 face 2. Deci este egal mai departe. Aș putea să scriu ca fiind egal cu 1 ori 50.000 supra 50.000, da? Supra 2 ori 1. Și 1 ori ceva face numărul respectiv, face 50.000 împărțit la 2 ori 1, 2. Deci 50.000 împărțit la 2. Care face 25.000. Că dacă pe 50.000 împărțit la 2, face 50.000. Insist un pic ca să înțelegeți și mai bine. Cât înseamnă 3 pătri din 100. 3 pătrimi din 100, din clasa a 4-a, spuneați că este egal cu 100 împărțit la 4 și înmulțit cu 3. Da. Amintiți așa din clasa a 4-a. 100 împărțim la 4 și înmulțim cu 3. Eu în clasă făceam, ca să, adică doamna ne-a arătat ca să fim mai ușor, făceam 3 pe 4 ori 100 pe 1 și trebuia să găsim numărul 100 care să se împarte la 3 ori la 4 și de obicei era cel mai mare, adică 4, care se împarte exact. Și era 4. Urmărește-mă, urmărește-mă că acum te... Nu, n-am înțeles așa. Minunat, nu prea înțeleg. De fiecare dată urmărește. Da. Eu vreau să fac legătura cu noțiunile din urmă și o să vezi cât de bine înțelegi tu acum de la ce spune Proful Online, da? Da. Deci urmărește și imaginează-ți că de la școală n-ai înțeles mai nimic. Ai înțeles niște lucruri mecanic. Da? Așa. Și acum Proful Online se strădui să te facă pe tine să înțelegi și pe toți copiii care ne-ar privi. Deci, atenție, vreau să văd ce înseamnă 3 pătrimi din 100. Din clasa a 4-a am înțeles așa, că 100 se împarte la 4 și se iau cele 3 părți. Altfel spus, dacă ne închipuim că segmentul ăsta reprezintă 100, da? îl împărțim în 4, și luăm 3 părți din 100, 3 din ele. Dacă îl împărțim pe 100 în 4, cât reprezintă fiecare segment? Micul ăsta. 25. Da, 25. 25 ori 4 face 100, nu? Da. Deci asta înseamnă 25 aici, 25 aici, 25 aici și 25 aici. Și noi câte luăm din acestea, dintre părțile acestea? Luăm 3 din ele. Și rămâne 25. Deci, așa, și rămâne 25. Deci, înseamnă 75. Că 25 plus 25, da? 25 plus 25 plus 25 înseamnă egal cu 75. Iată că 3 pătrimi, am făcut și figurativ ca să ne fie și mai bine. Deci 3 pătrimi dintr-o sută este egal cu, cât am zis noi, egal cu 75. Bun. Dar 75 ăsta poate să fie egal mai departe, privit de noi, de 3 ori câte 25. 3 ori 25, de 3 ori de 25 face 75, da? Da. 25 plus 25 face, da, de 3 ori. Și egal mai departe, hai să-l vedem într-un alt mod scris. 3 ori 100 împărțit la 4 și în loc de împărțit punem fracția asta. În limbajul matematicii, fracție înseamnă împărțire. Da. Deci 100 împărțit la 4. În loc să zic 25, 25-ul ăsta este 100 împărțit la 4. Și este egal mai departe cu 3 ori 3 supra 1, pot să spun așa, 3 supra 1, că 3 împărțit la 1 tot 3 este, da? 3 supra 1 ori 100 supra cât? Supra 4. Care mai poate fi văzut egal mai departe cu 300 împărțit la 4. 300 împărțit la 4. Trebuie să facem împărțirea de 300 la 4. Hai să zicem 4 în 30. 4 în 30 este de 7 ori, nu? 7 ori 4, 28. Rămâne 20. 75. Perfect! Deci 75 este văzut ca fiind 3 de-al de 25, iar un 25 înseamnă 100 împărțit la 4 și atunci puteți zice mai departe 3 supra 1 ori 100 supra 4. Asta, da? Și aici e fenomenul cel mai tare. Acum, cum se înmulțesc două fracții? Se înmulțesc numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Adică 3 ori 100 și 1 ori 4 face 4. Și am descoperit că rezultatul este același. 75. Ăsta e cel mai tare moment al lecției noastre. Deci cum se înmulțesc două fracții. Da? Cum se înmulțesc două fracții. Răspuns. Cum se înmulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Se înmulțesc numărătorii între ei, da? Și numitorii între ei. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Foarte, foarte important. Așadar, cât face 7 pe 8, 7 optimi din 200? Egal, din ce am înțeles până acum, înseamnă 7 pe 8 ori 200. Așa zicem, ori celălalt. 7 pe 8 ori 200. Și egal mai departe, cu 7 pe 8 ori 200 pe 1. 200 pe 1. 700 pe 8. Și egal cu 700 supra 7 ori 200. 7 ori 200, bă, cât face? Bă, ce mai făcut, mă? E 400. Tu mă păcălești așa. Păi, Darius, mă, vede lumea, mă. Da? 1400 supra 8. Supra 8. Și egal mai departe cum? Hai să împărțim pe 1400 la 8. Toată lumea în parte. Mi cred că ne păcălești. 160, nu? Tu zici 160. Poți să faci proba. Ia învățați să mulțească 175 cu cine? Cu de 8 ori. Și facem proba și dacă îi dă 1400, e mai tare. Deci tu zici 165, ia-ți... I-a dat. I-a dat. Înseamnă că tu ne păcălești. 175. 175, corect. Hai să vedem. 8 în 14 merge o dată. 1 ori 8, 8. Rămân din 14, 8, 6. Coborâm pe 0, 60. 8 în 60, cam 7 ori 7 ori 8, 56. Din 60 rămâne 4 și cu 0, 40. 8 în 40 de 5 ori. Deci este corect 175. Da? 175 este corect. Din ce știam înainte, trebuia pe 200 să-l împărțim la 8. Și luam din 7 ori, nu din ce făceam în clasa a 4-a. Ia să facem dacă așa stau lucrurile. Deci am un segment care se însemne 200, îl împart în 8, 2, 2, 2. Și fiecare pătrime în 2 și iată că am făcut 8. Și împărțim pe 200 la 8. Ia vedeți, 200 împărțit la 8 cât vine? 200 împărțit la 8 cred că îți face 25. 25 e fiecare bucățică de asta. Și noi câte luăm de acestea? Câte de 27? Ia mulțiți pe 25 cu 7. Da? 25 ori 7. 175. Dar eu și mai chiar și zice, nu să mulțesc cu 7. Eu scad și eu rămas una singură. Și scade din 200 pe un 25 care a rămas. Și din câte rămâne 200 dacă scade 25? 175. Deci în loc să mulțească 25 ori 7, el vede că toate era de 200, a rămas una și atunci face 175. E perfect. E perfect. V-a să zic că și la nivelul la care am gândeam în clasa a 4-a, e corect. Pe 200 îl împărțim la 8. Da? Și luăm 7 din ele, adică 7 de al 25 și fac tot 175. După tehnica de acum, din clasa 5-a, că suntem mult mai șmecheri acum, față de ce era în clasa 4-a, când învățam mecanică acolo, acum am înțeles că pe 7 pe 8 îl înmulțesc cu 200, 200 ăsta zic 200 pe 1, și înmulțesc numărătorii între ei, numitorii între ei, și face 1400 împărțit la 8, și împărțim și de 175. Da, Darius, uite la mine și a spus, dar n-ar putea, n-am putea mai întâi să facem pe 200 la 8 și făcea 25. Păi așa făceam și eu în clasă. Ce am vrut să vă explic dumneavoastră? Asta era, nu? Asta am vrut să vă explic. Bun, dar trebuie să vă dăm de greu ca să ne dăm seama că nu are rost să mulțim. Deci nu are rost să mulțim pe 7 cu 200 să fac 1400 și pe urmă să împărțim la 8. Mai bine facem împărțirea mai devreme. Păi așa am făcut. Da? Așa se făcea în clasă. Și făcând împărțirea 25, și acum vine 7 ori 25. Da, așa făcea. Deci aici e 1, 1 ori 1, da, 1. 7 ori 25, 175. Pe 1 și care e da? Egal 175 pe 1 și e egal cu 175. Vezi că ne-am apropiat direcția ta? Da? Deci, observații. 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 Înainte de a face înmulțirea, facem simplificări pe diagonală. Da? Facem simplificări pe diagonală, adică numărător, numitor. Foarte important. Deci foarte important lucrul asta. Hai să mai facem, să spunem... Da, păi, dacă învățăm bine șmecheria de aici, înseamnă că le faci acasă cu foarte mult ușurință, da? Da. Ia să vedem așa. Cât face 3 pe 5 3 pe 5 din... Deci 3 supra 5 din 100. 3 pe 5 din 100. Darius va spune egal mai departe cu 3 supra 5 ori 100 supra 1 și în loc să mulțim 305 ori 1, așa, facem 5 cu 100 se simplifică, adică chiar se împarte exact, nu? Da. Cât merge? 100 împărțit la 5 face 20, adică 5 în 10 de 2 ori. Și rezultatul va fi 60. 3 ori 20 egal 60. Da? Rezultatul va fi 60. Așa. Ia să facem încă altfel. Așa făceam în clasă. Da, vezi că am ajuns la ce spuneai tu. Da? Și vezi tu, dacă tu ai fost, ai avut răbdare, ai fost de acord să te lași pe mâna profului online, nu? Și să înțelegem lucrurile în varianta asta care am propus-o eu, pentru că eu mi-am zis să o fac ca să înțeleagă toți copiii care vor privi lecția aceasta. Deci, practic, lecția ta vrea să spună că este vorba de înmulțirea două fracții. Asta ascund din esență, da? Deci înmulțirea a două fracții. Așa, ia să, eu plec cu mulțirea acum, da? 3 supra 7 ori 21 supra 9 este egal cu... Nu mai spun din, nu știu ce, nu știu cum, nu mai... Facem 21 împărțit la 30. 21 cu cine? Cu cine? 7. Deci 21 cu 7, da? Așa, este mai vizibil că da. 21 cu 7 și aici rămâne 1 și sus rămâne 3. Acum, 3 cu ăsta, cu 9 de aici. Și ar rămâne 3. Și 3 de sus cu 3 de jos. Și rămâne 1 și 1. Da? Și aici e 1, 1, 1 ori 1, 1, 1 ori 1, 1. E egal cu 1. Dar de ce să fim mulți noi? Dacă eram pe întuneric așa, avem lumina aici. Deci 3 ori 21, ia să vedem cât face. Deci dacă n-am fi 3 supra 7 ori 21 supra 9 este egal cu. Și ne apucăm de mulțire. 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6, 63. 7 ori 9, 63. Și 63 împărțit la 63 face 1. Dar de ce să pierdă timpul? Când se pot face simplificări și tot la 1 ajung. Vedeți? Așa. Ia să vedem. Altă fracție. 15 supra, să zicem, 7 ori 56 supra 20. Este egal cu? 56 împărțit la 7. De 7 cu 56 și aici va fi 8 și aici 1 Prin 5. 15 și cu 20 merge printr-un 5. Da? 15. Sus 15 împărțit la 5 linie 3. 65 cu 20 împărțit la 5 face 4. 8 cu 4 și el mai merge. Da. 8 cu 4 prin cât merge? Prin 4. 4. Da? Deci 4 împărțit la 4 face aici 1. Și 8 împărțit la 4 face 2. Și să vedem cât este răspunsul la înmulțirea asta. Dar de ce facem așa? Și sus, în afară de faptul că pe diagonală și numărător. Și numitor. Că fracția asta, uite, 8 pe 4 nu este o fracție, cum se cheamă, care nu se mai poate simplifica. Ireductibilă. Mie îmi plac fracții ireductibile. Deci nu-mi place să lucrez cu fracția bunară. 4 pe 6. 4 pe 6 nu este ireductibilă. Ea se mai poate simplifica prin cât? Printr-un 2. Și cu cine? Împărțim și numărătorul și numitorul prin 2. Și vine 2 pe 3. Că 4 împărțit la 2 face 2 și 6 împărțit la 2 face 3. Asta este ireductibilă. Da? Asta este ireductibilă. Bun. Cristina, în momentul de față am înțeles că la înmulțirea a două fracții, numărătorii în 3, numitorii în 3, și sunt foarte atent să fac ce? Simplificările. Fie pe diagonală, fie numărător cu numitor. Da. Deci toate cu putințe le fac. Și abia după aceea scriu răspunsul. Mai facem încă un exercițiu și să sper că s-a înțeles. Da. Ia să vedem cât este 13 supra 9 înmulțit cu 21 supra 169. E calcul. 13 supra 9 înmulțit cu 21 supra 169. 21 supra 9. Dar are un divizor. Între 21 și 9 există un divizor. Prin cineva se poate. Nu, prin 1 este impropriu. 3. Prin 3. Că 21 se împarte la 3 și 9 se împarte la 3. Da. Deci 3 este un divizor comun. Și colo și colo. Așadar, putem să spunem că se poate împărți prin 3 și aici vine 21 împărțit la 3, 7 și 9 împărțit la 3 egal cu 3. Deci am simplificat prin 3. Puteam să observăm foarte repede. De fapt, 3 ori 7, 3 ori cât? 3 ori 7 fac 21 și 9 are 3 ori 3. Acum, la ce te gândești? Să vedem dacă 169 se împarte la 13. Că am face simplificarea asta. Ia să încercați. 169 se împarte la 13. Faceți împărțirea. 169 la 13. Da! Păi, măi, da? De 13. Da. Hai, 169 se împărțim la 13 și spuneți că merge chiar perfect să facem împărțirea. Înseamnă că putem simplifica prin 13 și aici rămâne cât un împărțit, tot 13 și 13 împărțit la 13 am făcut 1, da? Da. Și acum cât este la mulțire? 1 ori 7, 7 și 3 ori 13, 39. Fracția asta se mai poate are simplifica prin ceva? Da. Prin cât? Prin 1. 1 nu. Nu. Nu se mai poate că 7 este număr prim. Deci când ai unul din termeni, fie numărătorul și numitorul număr prim, numai dacă prin el se poate face, dar nu se poate 39 la 7. Și atunci rămâne așa. Este ireductibilă. Ireductibilă. Deci fracția este ireductibilă. Hai să mai vedem o altă fracție. Să spunem 17 supra 21 ori 28 supra 34. Egal. 37. Care prin 7? 28 cu 21, pentru că... 28 și 21 merge prin 7. Da? Deci, 7 ar fi un divizor și sus și jos. Deci am dat 4 sus, 4 sus și 3 jos. Corect. Apoi trebuie să împărțim 34 la 17. Dacă avem baftă. Da. Este 2. Merge de două ori, da? Pe 17, deci tăiem și pe 17 și pe 34, simplificarea o facem pe 17. Și aici va fi 1 și jos va fi 2. Și atunci răspunsul este 1 ori 1 face 1, supra 3 ori 2, 6. Deci, nu? 1 ori 4. 1 ori 4. Sigur că da. 1 ori 4. Așa. Deci 1 ori 4. N-am fost atent. 1 ori 4, supra 3 ori... Și se poate simplifica prin 2 și 2... Trebuia să vedem de înainte. 4 și cu 2 se simplifică, dar n-am văzut-o, o simplificăm acum, că este încă reductibilă prin 2 de aici. Da? Și vine 4 în 2 de 2 ori și 6 de 3 ori. 2 pe 3. Răspunsul este 2 pe 3. Așa trebuie să spunem că am ajuns la fracția asta. 2 pe 3. Domn profesor, am întrebare. Dumneavoastră cum faceți exercițiile astea așa de repede? Cum le compun? Da. Pentru că trebuie să fie supraunitară. Nu, nu, nu. Este o întrebare la care sunt, e justificată. Adică spun, cum așa repede? Parcă îi citesc dintr-o carte. Nu? Păi eu, în momentul în care, acum să spun cu voce pentru toată lumea. Deci, îmi iau așa. Uite, ca să vezi cum gândesc exercițiul. Să zicem, 19, care nu-i prim, nu mai are alți divizori. 19 supra 32, care are destui divizori 32. Are pe 2, pe 4, pe 8, da? Da. Așa, da? Imediat mă duc acum. Hai să fac acum mișcarea asta. Foarte bine că ai